Mamă, s-a cuplat ca lumea. Ia-ți calculator și te joci cu noi în momentul în care termin bagul. Tu ești mare parte jucător de Counter-Strike, nu? Da, am fost jucător profesionist până în 2018, 2019, Nexus Gaming. Ok. Am reprezentat România. Cu toate astea vorbim de o mașină care are 640 de cai putere. Livrăm urus după urus, motiv pentru care a ajuns alături de noi Jaxi, salut. Te salut. Jucător de Counter-Strike, profesionist, creator de conținut, cum vreți voi, și o să-i livrăm un urus, da? Un urus mai de buget, să spunem așa, iar în spatele meu este noua lui mașină. Deci mi se pare această mașină absolut incredibilă. Eu încă nu realizez efectiv ce am făcut, nu realizez ce poate să facă mașina asta și ce fel de mașină. Mi se pare absolut incredibil, jur. Mă gândesc de atâtea zile că trebuie să vină mașina și mă tot gândesc, bă, ce o să fac, cum o să reacționez când o să văd mașina, pentru că nu știu ce să zic, că real vorbim nu știu cum să mă bucur. Da. Eu n-am avut așa genul copilărie, neapărat, n-am avut o copilărie rea sau ceva, dar nu am fost obișnuit să mă bucur. Da. În momentul în care se întâmplă ceva, prima reacție sunt... Se e a mea sau nu e a mea, nu-mi dau seama. Chiar e a mea, adică la modul chiar e a mea, ceva rău. Mie mi s-a părut că tot am discutat cu tine și primul lucru care am fost impresionat e faptul că tu ți-ai comandat mașina, dar ai așteptat 2 săptămâni până să vii să o ridici, ceea ce mă gândesc că a fost un ghid pentru tine, adică... Deci, gândește că eu m-am hotărât vineri să iau mașina și vineri seara am dat avansul pentru ea. Deci am făcut semnistăci 3-4 luni, știam tot mobileul și am vorbit cu Alex și mi-a găsit Alex o mașină și am zis, mama, asta e, asta o luăm, gata, nu mai schimb. Și am dat seara avansul, mașina a ajuns foarte repede pentru că ați prins voi ceva loc și ați adus-o repede. Și fix în momentul în care eu am plecat luni seara din țara, am aterizat marți în Spania și fix în momentul în care am aterizat, îmi trimite Alex clipul, ia să te bucur de vacanță. Și zic, mai bine nu-mi trimite aici, îmi trimite, așa mi-a trimis un sneak peek așa cu mașina. Zic, muhu! Este vorba despre un RSQ8. Mi-a plăcut extraordinar de mult și te felicit pentru treaba asta. Este culoarea exterioară pe care ai ales-o. De la asta am plecat. Da. Adică de la asta am plecat inițial, am plecat în spate de la un RSQ3, după care m-am zis la Q8, după care la SQ8 și după care am zis, bă, hai că dacă tot o fac o dată, să o fac cu tot. Este altceva mașina și îmi place, nu știu dacă am mai văzut, e posibil să mai fi văzut treaba asta, asta e un opțional aici sau este... Nu, e opțional. E standard. Tot carbonul e opțional. Ok, pentru că am mai văzut RSQ8, în schimb nu avea nici măcar venaturile astea care se văd pe aici sau cel puțin n-am observat eu. Îmi place extraordinar de mult cât de bine arată fibra de carbon pe mașina asta și nu știu, mi se pare că efectiv, dacă ne uităm inclusiv în lateral, jante pe 23 de inci, fibră de carbon pe oglinzi, trapă panoramică, frâne ceramici. Nu știu ce poți să vrei mai mult de atât și mai ales faptul că sunt 640 de cai putere, motiv pentru care o să o scoatem un pic să ne bucurăm de ea și poate facem și un scurt test drive cu un Urus. Dar până ajungem să dăm și o tură, trebuia să discutăm neapărat un pic de spate, pentru că uitați-vă un pic cum arată stopul ăsta. Deci efectiv, uite și aici e carbon, ce este opțional. Da, ce aici e carbon. Mai spunem ce opționale mai ai sau ce ți-ai mai dorit de la mașina asta? Deci eu în primul rând mi-am dorit niște chestii. Sunt foarte audiofil, deci mi-am dorit Bang & Olufsen. N-am găsit pachetul ăla cel mai la bun. Care se ridică cu titlul. Da, n-am găsit, e foarte greu de găsit pe mașină. Mm-hmm. Mi-am dorit neapărat panoramic și trapă, n-am avut și mi se pare că e foarte tare, mai ales dacă mă și filmez un pic în mașină, ajută foarte mult lumina de sus, dar e alt vibe, nu știu, cu trapa. Și mi-am dorit head-up display pentru că mi se pare o opțiune foarte bună și mă și face să nu mai mă uit pe mașină. Doar să mă uit acolo, că mai accelerez, mai... Dispare. Asta am căutat și de acolo restul a fost... Sincer, fără niciun fel de catering acum, este cel mai frumos RSQ8 pe care l-am văzut de 3 ani de când sunt aici. Bă, deci, efectiv, mi se pare absolut incredibil. Nu știu, în orice parte mă uit, îmi place absolut fiecare lucru la mașina asta, atât interior cât și exterior. Eu sunt fiert în general pe interior, de asta am ales în mare parte Audi, dar mi se pare că exteriorul e, wow, e la un nivel foarte, foarte sus. E incredibil, chiar nu știu ce să zic, mi se pare incredibil. I'm not catching fades anymore. Gotta keep my hands clean when they come for the ball. Keep it smooth like a dawn, making moves in the dark. Cause I learned how to swim in the pool full of sharks. Now they coaches, cause they can't read all his motions. How the kid never switched codes, but he codes with his focus. Staring down your team with a frozen, ice cold look that can get... Am înțeles acum că tu te-ai distrat deja cu mașina, că ai luat-o de ceva timp. Un pic, așa, un pic. Descoper lucruri încă. De la ce mașină, care a fost mașina ta anterioară? Înainte am avut un A4 2013, fabricat 2012, pe carte 2013. Faceliftul, practic prima de facelift de la A4 din momentul. Câți cai avea? 170 avea. 170, e ceva diferență de la 170 la 640. E un pic, se simte un pic de diferență. Da? Partea mișto la mașina asta e faptul că are tracțiune integrală, lucru care ajută foarte mult pentru siguranța psihică, în primul rând, mi se pare, știi? Bine, eu nu sunt oricum un șofer foarte agresiv, adică cel puțin în București merg foarte relaxat. În primul rând, nu mă lasă iubita mea să merg mai repede, de fiecare dată când accelerez un pic încerc să merg și m-am obișnuit să merg așa foarte,
liniștit. Așa că n-am eu spațiu, sunt singură mașină, poate mă accelerez, dar nu, cel puțin în oraș niciodată nu am cum să mă bucur de căluții ăștia în oraș, dar când ies pe autostradă, a, uite, abia aștept când am ieșit. Are și asta cu pernele, nu? Te se strâng pernele în curbe. Da. Se strâng un pic, parcă. Bine, bă, unii mă... Lateralele, pernuțele laterale. Nu știu ce să zic, nu-mi dau seama, nu mi-am dat seama. Sunt prea multe chestii care se întâmplă în același timp, sunt prea multe opțiuni pe care le are mașina și pe care nu le-am avut. Inclusiv că se dă scaunul în spate, memorii, tot, multe chestii pe care nu am conceput că o să le-am văzut. Ce îți place cel mai mult până acum la mașina asta? Interior, adică interiorul a fost motivul pentru care am luat mașina. Am așteptat inițial să văd cum arată modelul nou, că a apărut un facelift. Da, am văzut 2024. Da, dar nu e mare diferență. Și am zis, bă, dacă nu zic e momentul potrivit, probabil o să scadă un pic prețul și la astea. Și am văzut că au scăzut așa, cam un 5% cam pe la toate mașinile în momentul în care a apărut faceliftul. Și am zis, bă, acum cred că e momentul, că după... Am văzut că modelul nou începe de la 180.000 de euro, cam așa, wow, dacă nu mă înșel. Ăsta cât a costat? A fost prețul? Ăsta a fost, cred că 110.000 fără TVA, ceva de genul. Nice. 115.000. Câți kilometri? 27.000 de kilometri. 27.000 de kilometri. Da. Bă, oricum mașina arată impecabil. Îmi place pentru că e prima oară când văd treaba asta și aici în interiorul la RSQ8 chiar cred că este fibră de carbon adevărat ce e aici. Nu e plastic din ăla, sau cel puțin așa mi se pare, nu? Eu nu m-am priceva de bine încât să zic. Sper să fie adevărat. Sincer, volanul era prima chestie pe care aveam să schimb în momentul în care am comandat mașina. Văzându-l în poze și gândindu-mă așa cam cum s-ar simți mâna, după ce am pus mâna pe el, am zis gata, rămâne nicio fel de problemă. S-ar putea la un moment dat să-mi doresc unul teșit, dar sincer îmi place foarte mult cum se simte Alcantara pe volan. Chiar nu mă așteptam să-mi placă. Și asta a fost reacția tuturor, adică cam toți ziceau, bă, Alcantara. Bă, mă, ce frumos se vede navigația, acum am văzut. E impresionant, sincer, câtă tehnologie incorporată în mașina asta, cu toate că vorbim în mare parte de aceeași mașină, pentru că dacă stăm să o luăm așa, sunt multe elemente care le găsim pe Urus. Navigația centrală, navigația pentru climă și, dacă nu mă înșel, chiar și display-ul central. Display-ul central, de fapt, nu e la Urus. Da, e diferit un pic acolo, cred. Ideea e că eu când m-am uitat prima dată de mașină, am vrut să-mi iau un RSQ 3, tocmai pentru că nu-mi plăcea a treia tableta asta de climă. Mi se pare că e destul de greu de folosit, nu e atât de practică precum sunt niște butoane, cel ține în mers. Sincer, cam așa mi se pare și mie, adică nu prea îi văd utilitatea atât de mult. RSQ 3, eu nu știu din ce motiv, mă rog, cred că există un motiv pentru care au făcut asta. Are schimbătorul la urât, ăla mare, e și schimbător de pe Golf 2014, ceva de genul. E foarte urât schimbătorul ăla, din punct de vedere, pentru o mașină 2023. Nici măcar nu e selector, e schimbător, așa înalt. Și am zis, bă, nu-mi place deloc schimbătorul ăla. După care următoarea soluție ar fi fost să-mi iau un Q8 aproape de bugetul pe care mi-l propusesem eu. Și am zis, bă, arată frumos Q8-ul, mă uitam și la un SQ8, toată lumea zicea, bă, vezi, poate te încadrezi la RSQ8. Am așteptat un pic, m-am uitat, am mai strâns niște bani și am zis, bă, hai să fac acum pasul ăsta, pentru că probabil în viitor nu o să mai vreau să-mi iau o mașină atât de puternică. Acum să vedem și cât o să ții mașina asta, cum o să mi se pare. Da, acum știi cum e, o etapă în vârsta oricărei persoane. Câți ani ai tu? Câți ani am? Te întreb pe tine. 25? Mamă, ce bine. 29. 29. Fac 30. Toată lumea zice că am puțin, nu înțeleg de ce. Mi-au cerut buletinul anul ăsta, în ultima lună de dormi s-a cerut buletinul și am zis, bă, e bine. Mașina pe tine cât te-a dus cu totul? 110 plus TVA ai zis, nu? Da. Am dat avans 50%. Ok. Am mai avut un mic discount la casco că l-am plătit pe tot o dată pe un an cum ar veni. Okay. Și rest, rata care vine, da. Am preferat așa pentru că am zis că poate pe viitor, dacă mai am vreo oportunitate, banii, diferența de bani, prefer să-i dau eșalonat și dacă am oportunitatea să investesc în ceva, o să investesc. Ideea e că nu sunt genul să mă bag așa în orice fel de proiect, pentru că trebuie să știu ce înseamnă chestia asta. E foarte știu, toată lumea zice, bă, bagă-ți banii acolo, fă asta, fă asta, fă asta. Eu prefer să cunosc ceva. În momentul în care cunosc toate plusurile și toate minusurile, sau cât cred eu că înseamnă plus și minus, mă bag în ceva și să vedem, poate o să investesc în ceva. Și cât ți-a ieșit rata de leasing? Cred că undeva la 1400 de euro. 1400 de euro. Da. Bă, și care e treaba, atâta timp cât unul la mână, ai banii aia puși deoparte. Nici măcar nu contează dacă nu ai, dar dacă tu ai un flow deja și să zicem de... Dar nu mi-aș fi luat niciodată o mașină dacă n-aveam deja toți banii de aia. Adică nu-mi place să trăiesc cu gândul că am de dat niște bani pe care trebuie să-i fac, mai ales că în industria asta... Nu neapărat a gamingului, în general, în tot ce înseamnă media, banii, poate lumea nu știe, nu intră. Corect. Nu intră la zi. Adică nu știi exact de la lună la lună ce se întâmplă. Și am mai făcut chestia asta, adică n-aș fi făcut leasing înainte, de exemplu, să-mi iau casa. Adică în momentul în care, acum aproape 2 ani de zile, am reușit să mă mut cu prietena mea, am mutat amândoi într-o casă și am zis, bă, am scăpat, să rămână mulțumim. În momentul în care am scăpat de rate, am zis, bă, la un moment dat o să vreau să-mi fac leasing la mașină. N-am nicio rată. Și cumva mă și motivează chestia asta când știu că am ceva de făcut, dar e doar rata la mașină. La un moment
da, dacă nu vreau să mai dau leasing, pot să vând mașina, închid leasing. Sincer, și la mine sunt în exact în aceeași situație. Adică și eu mi-am făcut casa, am construit-o și am leasing doar la mașina ta tot. În rest n-am absolut nicio rată, ceea ce mi se pare foarte confortabil și psihic și ce vrei tu, și nu văd de ce foarte multă lume fuge de treaba asta, dar înțeleg. Fuge pentru că lumea în general când se apucă de credit, de rate, de chestii, e foarte entuziastă așa să-și ia lucrul ăla, dar nu vede tot ce înseamnă o rată, nu vede tot ceea ce aduce pe lângă creditul ăsta, că mai sunt niște chestii pe care trebuie să le știi, ce dobândă ai, tot felul de chestii, și lumea nu se uită la lucrurile astea, și le ia repede de impuls și după care ajunge la o concluzie, bă, parcă a crescut rata, parcă se întâmplă asta, parcă se întâmplă asta. Eu am făcut un singur credit în viața mea, în afară de leasing-ul ăsta, care m-a adus în America și de acolo efectiv mi s-a deschis tot orizontul. A fost prima investiție pe care am făcut-o ever. Tu ești în mare parte jucător de Counter-Strike, nu? Da, am fost jucător profesionist până în 2018, mă rog, 2019, Nexus Gaming. Okay. Am reprezentat România prin mai multe țări, de care Taiwan, Corea, la campionatele mondiale, am luat locul 2, locul 3. N-am jucat și prin Europa destul de mult, cred că am câștigat un singur trofeu, să zic așa, european. Tu când ai început deja era PGL-ul sau deja era altă ligă? PGL-ul a fost la 1-6, eu asta vorbesc de Counter-Strike Global Offensive. La CS 1-6 am jucat în divizia, am jucat chiar standing la TAG în ultimul an. Da. Chiar băieții de la TAG m-au convins să mă apuc mai departe de următoarea iterație. Deci mi-a zis, bă, ia-ți calculator, că joci bine, ia-ți calculator și te joci cu noi în momentul în care termin bug-ul. Că a fost fix perioada cu, s-a făcut tranziția la joc în 2012-2013, exact când eram eu cu bug-ul. Și am luat bug-ul, tata mi-a zis, bă, uite, pentru că ai luat bug-ul să fac cadou un calculator, să poți să te joci, că PC-ul pe care l-aveam eu nu mai mergea nici Candy Crush-ul pe Facebook. Adică atât de slab era PC-ul și mi-am luat un calculator pe care după l-am upgradat în momentul în care m-am apucat să fac stream cu ajutorul comunității. Mi se pare fascinant pentru că, sincer, ți-am zis, și eu jucam Counter-Strike când eram mic, tot așa, pe la 13-14 ani era perioada cu sălile, în fine. Și toată lumea se gândea la momentul respectiv, dar nimeni n-avea curajul să se ducă sau să facă chestii de genul ăsta, pentru că era atât de departe Counter-Strike-ul ca până a deveni un sport electronic, să zicem așa, și din care se puteau face bani, încât nu se gândea nimeni, bă, chiar ar putea fi o carieră asta, știi? Pentru că majoritatea copiilor își pierdeau timpul făcând asta și dacă tot o făceai, mai făceai și bani din asta, cred că era visul oricărui copil sau să ajungi să te joci Counter-Strike și să faci bani, adică îți pare foarte tare. În continuare e un vis pentru mulți copii, dar ei trebuie să înțeleagă că e un miraj așa uneori, adică e așa foarte tare să fii jucător profesionist de Counter-Strike, nu înseamnă doar a te juca, în momentul în care devii jucător profesionist nu mai e, de fapt muncă, te antrenezi 8 ore pe zi, cu pauze, cu momente în care studiezi tacticile tale, adversarii, că e un proces foarte greu, foarte dificil, foarte stresant, pentru că în momentul în care tu începi să joci prostii ca în fotbal, te gândești foarte mult la evoluția ta, exact ca la orice alt sport de fapt. Și nu mai e aceeași distracție și există șansa să nu reușești, pentru că sunt milioane de jucători în lumea asta și sunt poate 500, 1000, poate 2000 care trăiesc din jocul ăsta și care se întrețin din jocul ăsta. Adică e foarte greu să ajungi acolo. Dar dacă consider că poți să faci chestia asta, sfatul meu ar fi să te duci la școală, să ai tot timpul backup, în caz de ceva te duci spre orice altceva, că așa fac toți oamenii care sunt în țările astea foarte dezvoltate, gen țările nordice sau în partea de vest, toți se duc la școală și se ocupă foarte bine de școală, în momentul în care văd că nu mai merge cu treaba asta, se duc mai departe pe alte căi, fiecare vede ce altă vă... Bine. Mai spune-mi așa de prima ta impresie, că deja te-ai plimbat o săptămână cu ea. Deci m-au surprins o grămadă de lucruri, nu știu, faptul, adică până și modul în care se ridică și coboară mașina, că se ridică un pic de față, după de spate, iar față, iar spate. Sunt o grămadă de lucruri care m-au surprins la mașina asta, deși știam destul de multe lucruri despre ea și am încercat să fac research cât de mult s-a putut. Chiar am prieteni care au mașini cu cel țin interior similar. Și mi-am întrebat, bă, plusuri, minusuri și toate lucrurile pe care o să mi le spună, dar overall mi se pare că e o mașină care, repet, m-am repetat de multe ori, mi se pare absolut incredibil această mașină, nu știu, are o grămadă de chestii, îmi place foarte mult și masajul, e o opțiune pe care mulți o consideră, poate, neapărat, nu e o opțiune necesară, clar, dar e o opțiune care te ajută, mai ales pe mine, care poate am zile în care stau 6-7 ore la calculator, fac un stream mai lung, după care ies cu mașina, spatele meu nu e într-o condiție foarte bună, îmi fac kineto, practic, în fiecare săptămână, tocmai ca să mențin spatele într-o stare cât mai bună și masajul mi se pare că ajută foarte mult, pe mine personal, poate nu pe toată lumea, sunt oameni care sunt foarte activi și atunci uite, nici eu, pentru mine, adică și eu pot să zic că sunt în aceeași condiție, adică și eu, făcând web design până să ajung la plus, am făcut web design foarte mult timp, știi? Și se simte în primul rând la gât, se simte că gen stai, când stai foarte mult la calculator, n-ai cum, că n-ai niciodată o poziție perfectă și așa mai departe, dar niciodată n-am simțit nevoia și nu mi s-a părut util masajul într-o mașină, asta e ciudat, știi? Văd că ai acum consum de 20 de litri. Cam așa, da. Așa, bine, te-ai și dat la ea, văd că ai dintr-un plin. Nu, ăsta e plinul pe care l-am făcut aseară și e consumul de 20 pe care l-am de când am plecat de acasă și până aia, să zic, am mers undeva la 26 de kilometri. Cam asta e consumul, cred că, pe care o să-l am mereu în oraș.
primul full a fost consum 27, da. nu e de luat în calcul, că am testat da, tot ce se putea testa, orice fel de launch, orice fel de plecare, din ture mai ture ridicate, cu ture mai scăzute. Bă, acum dacă e să fac o comparație, uite, eu am avut un Dodge Nitro, care e cu tot o altă mașină, 27 e motorul de Mercedes, care are 177 de cai, deci nu vorbim de o mașină puternică, da, da, da. Iarna aveam consum, nici măcar nu mai înscria consumul, scria N/A, știi? Wow. Cu toate astea vorbim de o mașină care are 640 de cai putere. Mi se pare un consum în grafic, adică mi se pare un consum decent. Sunt alte mașini pe care dacă le luăm, 100% au un consum mai mare. Nu despre asta e mașina asta, vorbim de o mașină puternică, agresivă, o mașină foarte competentă, o mașină de oraș, pentru că până la urmă hai să fim serioși. E destul de confortabilă, mai ales da, suspensia pusă pe confort acum. Se simte bine peste liniile de tramvai, am trecut acolo. Bine, mai. Dacă o pun pe modul RS și pe profilul dinamic, clar, devine mult mai rigidă. Oricum, are o grămadă de detalii de astea care m-au surprins. Până și animația de sunetul pe care îl facem așa în momentul în care se închide mașina. Faptul că mă avertizează uneori că am telefonul în mașină, ceea ce pare o chestie așa, dar într-o lume de asta, eu sunt și o persoană destul de agitată așa, uite că nu îmi dau seama tot timpul pe ce planetă sunt. Sunt câteva chestii antiprost, cum îmi place mie să zic, care personal pe mine mă ajută, mi se pare foarte tare. Olo! Mamă, s-a cuplat ca lumea! Și ai mă, ești nebun să duce. E mișto rău de tot. Fuge, da. Am avut câteva plecări de astea în care mi-a sărit camera. Tu l-ai pus bine pe mașina aici, dar mi-a sărit camera. Mountor, tot ce trebuie. Da, e o mașină puternică, trebuie să ai mare grijă, mai ales că na, ai 25 de ani. Da, nu, adică nu mi-am pus toată problema de a nu avea grijă, nu sunt genul. Adică eu nu mi-am luat mașina să se impresioneze pe nimeni sau să mă lau sau ceva. Mașina la bază e investiție, dacă stai să te gândești, e investiție foarte proastă, dar pentru plăcerea mea consider că e investiție în confortul meu, să zic așa. Mă bucur tare mult că ai ajuns pe la noi, abia aștept să facem un camper. Am cerut feedback înainte să ajung la voi, să știi, adică am cerut feedback clar, am vorbit cu oamenii, bă frate, cum sunt băieții, sunt ok, nu sunt ok, că... În general, feedback-ul a fost bun, nu, adică n-am primit niciun feedback rău. Dacă primeam feedback rău, acum știi cum e, nimeni nu-i perfect, o mai dat și noi cu bățul în baltă, dar clar, clar. Îți mulțumesc pentru această plimbare și abia aștept să facem un joc de Counter-Strike, ăsta cred că o să facem următorul lucru, așa că dacă nu v-ați abonat, faceți-o, pentru că în continuare o să facem, sau poate chiar mă gândeam, să facem o chestie destul de diferită. Facem un joc de Counter-Strike dintr-o mașină, cu toate că e destul de complicat. Dacă nu, facem la calculator și aia e. Sigur, facem.